Prim-ministra britanică Liz Truss a anunțat astăzi că va demisiona din funcție urmând să devină premierul cu cel mai scurt mandat de până acum. Vorbind în fața ușii biroului său de pe Downing Street, Truss a recunoscut că nu a putut îndeplini promisiunile pe care le-a făcut atunci când a candidat la șefia conservatorilor după ce a pierdut sprijinul partidului său. I came into office. Am intrat în funcție într-o perioadă de mare instabilitate economică și internațională. Familiile și întreprinderile erau îngrijorate de modul în care își vor plăti facturile. Războiul ilegal al lui Putin în Ucraina amenința securitatea întregului nostru continent, iar țara noastră fusese ținută pe loc prea mult timp de o creștere economică scăzută. Am fost aleasă de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba această situație. Am reușit să obținem rezultate în ceea ce privește facturile la energie și reducerea asigurărilor naționale și am stabilit o viziune pentru o economie cu impozite reduse, cu o creștere economică ridicată, care să profite de libertățile oferite de Brexit. Recunosc însă că, dată fiind situația, nu pot îndeplini mandatul în baza căruia am fost aleasă de Partidul Conservator. Truss a menționat că următorul lider va fi ales de conducerea Partidului Conservator săptămâna viitoare. Prin urmare, am vorbit cu Majestatea sa, regele, pentru a-l anunța că demisionez din funcția de lider al Partidului Conservator. În această dimineață m-am întâlnit cu președintele Comisiei, Sir Graham Brady. Am căzut de acord că vor avea loc alegeri pentru conducerea partidului, care vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare. Acest lucru ne va asigura că rămânem pe calea realizării planurilor noastre fiscale și că menținem stabilitatea economică și securitatea națională a țării noastre. Voi rămâne prim-ministru până când va fi ales un succesor. Anunțul vine la nici două luni după ce Truss a fost nominalizată în funcția de premier, fiind cel mai scurt mandat din istoria țării. Anterior, Liz Truss spunea că Marea Britanie a început discuții cu aliații săi internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Șefa diplomației britanice a afirmat că vrea să vadă Republica Moldova, care se află în sud-vestul Ucrainei, echipată conform standardului NATO.